Așteptăm să facem antimergător la câteva auto șenilate ale unităților militare care se vor deplasa în comuna Cojalac în sprijin unor cetățeni care au rămas blocați în zăpadă. Aveți informații despre cum se circulă această oră în restul localităților sau în apropierea Megidiei? Deci pe zona Megidiei nu se circulă înspre, nu se iese din Megidia înspre Valea Dacilor, din câte cunosc nici înspre Tortomanu, înspre Cernavodă se iese doar în coloană, însoțiți de Poliția Rutieră Națională, de la drumul naționale și de la drumul naționale. Să înțelegem că este o stare de alertă. Polițiștii locali vor fi pe tot parcursul nopții în patrulă? Polițiștii vor fi toată noaptea în patrulă. Am dublat echipajele. Vom avea 4 echipaje, 2 pe zona nord, 2 pe zona centrală. De asemenea, vom asigura blocarea orașului. Nu se va mai ieși din oraș cu niciun auto. Asta la ce oră? Începând din ora aceasta, nu mai se circulă. Aceste care se deplasează sunt aici local la ieșire, nu depășesc municipiul Megidia. Nu au voie să iasă din oraș. Chiar în acest moment, un ghepard și mai multe mașini ale unității militare din Megidia se îndreaptă spre comuna Cojalac, o comună blocată practic de nămeți. Iată și un camion care se îndreaptă spre comună. Sunt chiar 2, au plecat și câteva mașini înainte. Și poliția locală după, pentru a asigura buna desfășurare a activității. Orașul în acest moment are echipaje de poliție la toate intrările din oraș care și acestea nu permit conducătorul auto să părăsească localitatea, întrucât drumurile naționale și județene au fost comunicate ca fiind închise. Și pentru a nu pune în pericol viața conducătorul auto sau a celor care însoțesc, nu este permis să ieșească din localitate pe perioada codului roșu, adică până la ore 22. În localitate am dispus ca un echipaj de poliție se află la capătul podului, în dreptul sensului giratoriu și se dirigeze circulația rutieră pe sub podul rutier în zona de sud pentru a se evita rambleul podului, zona care în aceste condiții de intemperii foarte, foarte periculoase, este periculoasă pentru transport. De față, toate drumurile județene din județul Constanța sunt închise traficului rutier. Am luat această decizie pentru, din considerentul de a proteja viața participanților la trafic a însoțitorilor lor și pentru a preveni pagubele materiale datorate vremii nefavorabile și instituirii codului roșu de ninsori abundente și viscol pe teritoriul județului Constanța. Drumurile județene s-au închis începând cu ora 17. Acest lucru a fost anunțat în timp pentru ca participanții la trafic să-și ia măsurile necesare și să ajungă la adăpost în localități sau acasă, sau pentru a nu se mai angaja în trafic în vederea deplasării într-o localitate în alta. Am luat această decizie întrucât pe timp de noapte pericolul de înzăpezire este crescut, iar riscul asupra vieții omenești este foarte ridicat, asta și în contextul în care a fost anunțată scăderea relativ rapidă a temperaturii până la minus 15, minus 16 grade, ceea ce ar pune într-un pericol destul de grav participanții la trafic în zăpezici.